Motor, fraților. Salut, salut, Cu salut, tovarășii domnilor. meu, aici suntem pregătiți să vă facem o poveste frumoasă de pușcărie, de furăciuni, de treburi. Ce vă place vouă, înțelegeți? Ce vă place vouă? Deci, vorbim și noi ceva de pârnaie? Vorbim, frate, cum ce s-a întâmplat ție așa cel mai drastic la pârnaie? Să eu știu, problemă mare la pârnaie care ai avut-o tot când ai trecut pe acolo. Frate, La prima și greutate. prima oară când am intrat să mor, dacă te și mordos atunci la cabinetul ăla, la medic acolo. Așa. M-am mâncat să-l dura ta și l-am văzut pe unul, frate, faica și e poate mai înalt ăla. Așa. Da, criminal, tată. Așa. Așa e mușcă pe el, frate. Eu. Când l-am văzut tă spart în față, te tă fă spart, bă, să mor eu, dacă te mint. De ce s-a întâmplat de la spart? Păi nu știu că... L-a bătut gaburii sau ce? Noi două săptămâni n-am ieșit afară, că n-am știut cum să ieșim afară. Cum să ieșim afară? Eu cu Beni. A, nu știați din celulă? Da, păi nu știam regula, nu știam mare. A, păi voi nu vă scutea la plimbare? Păi ce, vineau la noi să uitau pe vizită? Să uitau pe vizită și să râdeau de noi. De ce să râdeau de noi? Acum dacă voi nu înțelegeți că trebuie să ieșiți la plimbare. Da, și că ne-am culcat amândoi într-un pat, înțelegi? Că n-am știut că am două saltele pe pat. Eu n-am știut și ne-am culcat amândoi într-un pat. A, deci era pentru prima dată la pârnaie? Da, omule. Și voi nu, cum? Da, erau... ne-am fost de prima dată la pârnaie. Erau două paturi. Nu, unul era. Nu, pat. Da. Și unul trebuia acum lui să pună salteaua pe jos. Da, pe jos. Și voi ați dormit amândoi în pat. Dai seama când deschidea gaburi în vizeta și vedea pe amândoi în pat. Da, bă, omule, și de asta, bă, să râgeau de noi, bă, omule. Și două săptămâni nu ne-au scos afară în casă. A, vă ținut acolo în cameră. Și ți-am zis, ne-au scos la medicul ăla, morțului. Mamă, și când îl văd pe ăla, mâncați-o zgurată. Era tot spart, hă? Uai, de cap, m-am speriat de el să mă dăptim. Nu zic, dacă e și așa când mă scoate afară, să fie tot așa ca și ăsta, am zis că aici mă omor. Aici mă omor, frate. Bine, hă? Să văd, de prima dată am făcut pușcă, ești nebun. De unde să știu, nu? Te-ai speriat, hă? Stai seama. Mamă, mâncați-o zgurată. Era dificil. Dar unde, în ce zonă erai tu acolo? La Hase. La Hasel, la Flamanza. Da, bă, numai ce-au făcut pușcării de 5 ani. La maximă, la maximă securitate m-au băgat în cei. Deci nu v-ați dat seama că v-au băgat două saltele, voi ați dormit amândoi în pat. Da, frate. Da. Mare, dacă vedea gaburul, îți dai seama. Bă, dar și aia vreau la Anginovi să zică, bă, frate, tu trebuie să dormi pe jos cu salteaua asta și el în pat. De ce nu vine ca să zică, dă-l în morți? Ești nou la pârnaie, nu știi ce e asta treaba. Frate, de unde să știu? Să mor dacă e mine. Și n-am știut. Bine, bine, după perioada asta grea, care nu știați cum stă treaba la pârnaie, pentru că era prima dată când ați căzut la pârnaie. După aceea, după o perioadă, v-ați descurcat? Da, da. O fost mai ok? După vreo două săptămâni, strigă un prieten de-a meu, un om de-a meu, care l-am dus eu cu mine, înțelegi? Mă strigă, lete, lete, nu știu ce. Eu când l-am auzit, da, bă, tu-s mort, bă, așa, așa, el, unde dracu' ești? Bă, uite, mi-s aici, pe partea asta, eu mi-s pe partea asta, la altă muzică tăie. A, ați început să comunicați. Da, frate, dar afară nu mi-au scos pătăți. Aha. Numai pe doi și doi în altă parte. O separat. Da, ca să nu vorbim. Și... după două săptămâni strigă ăsta, nu, vorbesc cu ăsta, ia că strigă un român, mâncați-o gura ta. Ia strânge părțile. Frate, ești român, mâncați-o gura ta, că așa, nu stai, zic, uite, mi-s dă două săptămâni aici și nu mă scoate ăștia afară, ce fac? Cum să ies? Păi tu stai dimineața, de ce îmbrăcat la ușă? A, trebuia să te îmbraci și să stai îmbrăcat. Stați, fraților, să vă arăt aici, mâncați-aș și-o făcut Ioan. Da, mă, mâncați-aș. Mâncați-aș pe leu ce-i aici, dacă nebunie, frate, vei, numai de-alea de-alea călărași, ești nebun, de-alea periculoase. De-alea periculoase pe călărași. Bun, să continuăm. Deci, ce... omul zicea cum ar veni să stai pregătit la ușă, îmbrăcat. Da. Și noi n-am știut. Noi n-am știut treaba asta, că trebuie să stăm la ora dimineață, la ora 8. Să stai înainte la ușă că vine și îți deschide ușa ca să ieși afară. Eu tot unde să știu. Păi da, mă, vine înainte, te întreabă. Preu, plimbare, preu. Nu înțelegem, preu, înțelegi, work, înțeleg. Numai flamandă vorbeau. Și de unde să știm dreacului flamandă? Nu știu. Voi dacă nu știați nici cum... Franceză și engleză nu vă să vorbească. Că pe niște ea franceză și eu mai engleză mai înțelegeam și eu și știam să mă descurc cu ea. Și nu vă nici cum. O vreau să vă țin așa întuneric. Da, o vreau să vă țin întuneric ca să nu știți cum stă treaba. Nu, ne zice, dar eu nu știu.
6 la 8 să stăm la roșie, ce? S-a făcut ora omul că se scurăta când au venit prima tură și au deschis vizita de cu noi deja și ne-am îmbrăcat tot, tati, să stăm la roșie, să fim pregătiți, să ne scoate după 2 săptămâni. Îți dai seama? 2 săptămâni mâncați așa, îți dai seama? Numai între 4 pereți. Numai ce ai văzut 2 săptămâni, nu-și mi-e bun? Mâncarea? Mâncarea era perfectă, bun. Era bună mâncarea. Hai de capul, așa e mâncare ce degea să mor dacă chemii Victor, că nu-i chemii. Trebuie să rămâni, eram, am us 4 ani, 3 ani și ceva, cât are Andreiul meu? Are 6 ani, da, 4 ani, cam așa, 5 ani. Am us 5 ani, am fost, când am fost eu la Pârnaie, am fost 24 de aici, bă, la plimbături. Din români? Da, nu era mai mult în echipă. Cel mai mult? Cel mai mult. Nu era marocani, nu era turci, nu era din ăștia albanești, din ăștia cel mai mult, ca și noi. Ca români? Da, ca români. Dar tu scula a furat, încă, a furat ciunci, da? I-o băgat pe patru băieți mâncați la șcurea ta, i-o băgat pentru un GPS, omule. Tu îți dai seama? O sfat, bă, un spart, un camion. Nu erau doi de la Craiova, au stat pe un portofel cu 6 luni, posibil. 4 ani, mersi, tatu. 4 luni au făcut, bă. 4 băieți, mă. Pentru un GPS, dar nu pot numai GPS-ul. Le-au mai băgat poate încă vreo 20-30 de fapte, că trebuie și garda să scape de ele. Ei au zis că de mine că pentru un GPS să s-a făcut. Ce unul nu zice niciodată adevărul, nu te ține atâta pentru un GPS. Un băiat, un român de-al nostru, mai a făcut ceva pe lângă noi oameni. A fost picat cu iarbă, a fost picat, un român de-al nostru. Cu iarbă? Cine a fost început de carieră. Început de carieră, îți dai seama, nu știa cum stă treaba la Pârnaie, dormeau amândoi într-un pat, în omul le-au pus două saltele. E normal că îți dai seama că trebuie să iasă la plimbare, că este plimbător de două ori pe zi. Ăia și ei măgari, o prefera să-i țin în camera acolo. Ce-am pățit după două luni, trei luni, da, două luni. O picat ăsta la fraierul ăsta și o zis de mine și de bine, că eu cu bine, eu duc oameni. Prădeală, da, și eu, prăduit, da, bă, și eu două luni de zi, eu cu Beni n-am zis nimica de el. Ce mere la treaba, eu... O scăpat și zic că mai puțin, zic că mai puțin, că dacă ne prindea pe tânzi nou, îți dai seama ce era? Bandă organizată. Și așa ne-o băga bandă. Și așa ne-o băga. Dar era, cine știi, 9 persoane, frate. Așa bă, dar bătaia, ați făcut bătaie la Pârnaie, o ieșit bătaie, cât a stat acolo. O ferit Dumnezeu, dar ce a fost? Stai să spun ce am pățit. No, după ce ne-a prăduit ăsta, am intrat, ori intrat ăla și deja ne-a separat, nu mai ne-a lăsat să ieșim afară. Ne-a băgat pe strict. Ne-a băgat, da, mă. Numai că unul câte unul ne scotea afară, mă. Unul plimbătorul, celălalt unul ăsta. Ca să nu vă întâlniți. Ia, Ioane, că ia pocârnații, se moare. Aoleu, Ioane. Filmează și pe eu. Ia pocârnații acum, mă, bățăși. E nebunie. Așa, hai să continuăm cu povestea. Păi continuă că acolo era cu treaba cu separatul, v-a pus pe unul, pe altul, pe altul, în alta. Ne-a băgat pe strict, bă. Dar a stat mult așa pe strict. Am stat vreo 4 luni. 4 luni de zile? Da. Sau vă nu știați, deja... sigur ați crezut că stiți pe strict? Nu, a fost pe strict și stai să spun ce am pățit. Nu, bine, n-am avut voie să ieșim afară, nu? Acum eu m-am dus la Bizuc. La vizită de gânaie. Bizuc, vizită, da, bezec, ai, ai, tati! Am avut vizită de gânaie și era încetat acum cu oameni. Ce-i spus când m-am băgat cu ea la masă? Tu, ia înapoi din snacks-ul de acolo, din ele, ai băgat-o, cum a dus ciocolată, știi? Ți-o adus hașiș? Da. Zic, iau înapoi, bag un gol și, bă, ne țucăm și mă dai de-un gură, zic, ca să nu se prin bagă. Sărut, așa, da, emoțional, da, să-ți facă transferul. Că eu eram certat și s-a văzut pe mine, că... Știi că aha, nu mai am oca aceea și m-a pus cu jandarmul, m-a știut. Și bă, nu a vrut, mă, și atunci m-am enervat, am băgat eu mâna și am băgat-o în gură. Ia, și te-a cinit, fraier. Da, mă, și numai văd că vine doi gardieni la ușă, dar n-aș vedea ce vine mâncă. Și eu deja eram trecut pe listă. Trebuie să mă bage la căutare. Yeah. Bă, nu mai fază, nu, intru la căutare, nu mă să-ți nimic, eu aveam timp ca să o neg, dar ce, zic, după ce să o neg, că nu mai am până la asta la altă zi. Și nu mai pot să o iau. Zic. Și întreabă-mă, famosul ăla, cum și certați și nervos și ale, mă calmează. Să te calmezi, da, să-ți faci numersul. Zic, nu, 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 mă, dar să mă numai cu minime, nu trebuie cocaină în celulă.
La garda de la la ăsta zi. Ai tras cu caine în celulă? La garda n-am tras, el o tras acum. Eu am mai tras cu caine. Da. Da. Aolei, tine, să mor, măi, că bă, în fața lor, mă, am ascuns cocaina, zice, între dedete. M-am speriat, el zice, că îl găsește acum cu iarba. Să mă, și iarba și cocaina, mă, bă. Ai băgat-o direct, adică să se ducă... M-au dus acolo la control, frate, m-au controlat, odată cu mine, ainele tot jos, gol. M-au picat cocaina de la mine între picioare, am băgat pantalonii repede jos, am băgat mâna sub pantalon, parcă am băgat aici, am băgat între geți și mă bag să fac din aia. Și amândouă mâinile, am închis și nu mai sunt. A, te-ai făcut ca în filmul ăla, frate, jmeche, mă aruncau aia, ascundeau cartea, frate, și am plimbat-o cu între geți. Și pac, am băgat între geți. Vezi, am fost mai deștept ca tine. Am băgat între geți, pac, și repede, frate. Mă duc în celulă, mă bag în fața prietenele tot, iar de la mine a făcut caina. Ce-a făcut? A făcut gard de voi, am făcut oblui, așa, am prostul le-am băgat. Păi tătuna, nu spune. Că el a făcut 24 de ore și eu am făcut... Mamă, am disperat acolo 24 de ore să moară. Deci așa să nu ne mama și de erai supărat rău tare, e? Deci vine... Mă, Ioane, până la le scoți definitiva, cât am de făcut. Eu șasa lui. Erico, așa, Ioane, dă cu cardia, dă cu cardia, să vină cardia. Hai, 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 Ioane, pune căroasele. Aici eu o să fie cel mai tare vlog care s-a făcut astăzi, posibil, frate, povești de la furnaie, furăciuni, cârnaciuri aici, grătare. Da, frate. Acțiune. Bă, frate, și ce ai urea când intri prima oară să mor, dacă te mică, te bagă acolo la dezbrătare să mor. Nu cunoști regulile, te sperie, a? Cum dracu, bă? Când m-au pus și m-am dezbrăcat, îmi chiar negolă cum a făcut mama. A? Și era unul, e un să mor, dacă te mică, cum era, chiar dracu, zici că era, bă, 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 fără dinți. O mare și așa gâu. Bă, omule, m-am speriat de el când l-am văzut să fie moartea tine. Am zis că chiar că cam filme mi se. Bă, îți dai seama prima oară. Omule. Prima oară la pușcărie. Bă, Ioane, așa mă pun în poziția la gardenia aia, bă. Cum au putut să-i lase să doarmă împreună în pat atâta timp mâncați așa? Dar ei cum nu și-o dat seama ei că-ți dau o saltele. Dar ei credeau că-s păimbră. Da, mă, da, e așa au crezut. Îți dai seama că se ridicau de noi, se ridicau de noi în fiecare tură, mă, în fiecare dimineață. Mă. Păi, pe noi nimeni ne interesa treaba. Dar tu, nu, că tu nu știi ce înseamnă părnaia de aia. De unde, frate? De unde? Dacă băi, ați văzut numai un pat, obișnuit să dormiți în pat, dar ați dormit în pat. Nu vă știu că trebuie, dacă nu cunoașteți părnaia, ceva nu vreau să treci pe chestia asta. Dacă eu prima oară am făcut-o, de unde trebuie să cunosc părnaia? Mâncărie, că eu mâncață să-ți dai seama. Ferească Dumnezeu și pe dușmanii nu o să-i ferească. Deci scandal, bă, tăie nu. Și mai ales să n-ai pe nimeni. Să n-ai pe nimeni, e rău, să nu te vizitează nimeni. Prima oară vinea, nu, vinea Marinela și scotea pe bine tare, mâncață. În fiecare tură, în fiecare zi. La vizită? Da, mâncață, și eu, de unde, frate? Eu rămâneam, tu n-aveai vizită. Rămâneam pe cameră. Mamă, atunci eu gata, mă era mâncam. Supărare, era? Dai seama, frate, că tu ești din cameră, vine femeia ta. E greu la pornaie pe Europa, că nu-ți dată nimeni. Hai de capul meu, e rău, frate, e rău. Dacă nu ai da, asta nimeni... le ziceam și eu la oameni în video, că da. E rău când ești singur și nu te caută nimeni. Foarte rău. Trăiești așa, când acolo... ai pe cineva, frate, îți mai trece ziua, îți mai trece și ai trecut să mori cu tine. Corect, da. Ai trecut. Bă, da, așa, la furat. S-a întâmplat vreodată ceva rău, așa tare. Hai de capul meu, ce intervenție am avut. Din jos vine să crezi, să mor dacă de mine. Bă, dar una așa, periculoasă, una așa. Și în fața lor am scăpat, mă, omule. Ai fugit, da? Da, bă, și eu, bă, cu câinile, bă, era cu câinile după noi, frate, în fabrica cu piatră. Bă, știi cum e? Bă, aici și erau ei și din coace eram. Bă, dar să mă arăt. Ați fost rapis de talpă. Bă, am băgat piciorul pe un... Așa, distanță, așa, cam un metru. Bă, lasă-mă. Direct sus pe el și direct pe străgară, frate. Da, uite aici, să moare fane, cărnoase, fiți atenți aici. Lovitură de stat. Oricum să știe, de unde e mă din Călăraș? La Călăraș și asta mâncați, aș nu vedeți că e pe pește pusă. Pe pește pusă, mă, lângă Dunării asta, mă, cu crescut. Hai de capul ăsta e cărnoas crescut cu trestie, dulce, are cantitate valoroase. Ion, lângă două, trei cartofi. Cartofi păjar, auzi, Ion. Păi, dar nu trebuie băieții. Bă, l-am băgat pe Ion de două, de trei ori l-am băgat să facă, bă, și pe când se gătau plecam.
Mâncați, aș vrea și niciodată n-am gustat să mă dacă să timp. Mănânci pe da, mă. Cartofi. Și tot de unde eram fumat. Și n-am gustat. Și nici aș mă lăs să mănânci o să vezi. Poți de la povesti. Ok, și eram în fabrică, mâncați și gura ta. Așa. Băi, dar ce intervenție și numai ce am fost ieșit două luni de zile, două luni. Avem... Mâncați aș gura ta să-ți mănânci. Dar stai să spun alta. O lună de zile am avut ieșit de în pușcărie. Nu, am fost acasă, am ajuns acasă, îți dai să-mi drept să mă duc să-mi văd copil și femeie. Acum copilul cu femeia era la spital, era betea propriu cu meu. Ios. Eu n-am mai stat, tate, am ajuns la ora 5 acasă, în ara, la mine, drept la spital. Eu n-am știut că nu mă lasă să intru în unul. Dar i-am spus, frate, că am avut foile. Da, da. Când am bătut acolo la ușă, a venit, zi, asistenta. Da, bună seara, nu știu ce, bună dimineața, zice, eu că te ia. Uite, eu acum am ieșit de la pârnaie și vreau să învăț soția și copilul, că nu l-am văzut două luni. I-am spus la asistentă, dar cine ești tu? Păi eu mi-e taică, tăticul un copil, am zis, de la asistentă. Ok, stai că mă duc și vă chem imediat pe Ioana Viscozvina. O mă, s-a chemat pe soție, tată și imediat. Ce să vină băiatul la mine? Mamă, gata, zbulat, că deja el a avut un an de zile, mă. Când eu am ieșit de la până aici, nu vin mâncați, aș gura ta, ce plângea copilul meu. Nu vreau să vină, la tine copilul. Nu, mă, a trebuit vreo o lună de zile să se vezi. O greu să vă apropiați înapoi. Să mă, dacă te mint. Nu vezi ce face pușcăria, trebuie ar Dumnezeu să trebuiască. Iar nu e copilul când intri la pârnaie și ești mare. Acum mi-e greu, mă, că când văd ce face, mai ales fata după mine, mâncați, aș gura ta, Victor, întreabă pe Ion, întreabă pe ăsta. Copilași, după ce... Nu face pruncul, bă. Băi, nu face pruncul ce face fata omului. Fata, așa e, că fetele tot timpul scup cu tătișul. Dacă scăp un gheba de ea mâncață-și gura ta. Să uite, acum am dus-o acasă. Mă văzut că fog încoace, ce-o plâns mâncață-și gura ta. Nu mai nu scăp. Sara, Sara îmi zice și ea și ei, Andrei. Îmi zice ca să stau acasă, mă cucui. Să mă dacă te mint. Și asta vreau să-mi găsesc un serviciu ca lumea toată și să nu mai lasă morților. Un pățit, serviciu, da. Am pățit prea mult, am avut multe intervenții. Și un serviciu. Un serviciu e cel mai bun. Să muncești cel mai bine. Mă duc la fabrică, tata mea. Ce? Nu, da, așa, lasă așa. Ce ai? Lasă că e bine. Bucățile mele nu la unul, mă. Și uite ce mă vezi, mi-e sclav, mi-e sale, dar nu... Da, mai bine să te duci la lucru. E mai bine. Eu zic să mai bine să te duci la lucru. Sara mi-e acasă, mi-e zic, ești liniștit, ești lângă copii. Fumez o țigară, două, trei. Fumez un cui, două, te liniștești. Mă, acolo dimineața m-am trezit, mă duc la serviciul meu, iară Sara mi-e acasă cu prunciile. Nu mai gata, deja nu mai place. Nu mai că am răbdat multe friguri, multe. Mă, da. Cum te-ai îmbătat tu așa tare din ai oprit la gardă, mă? Da, bă, omule, bă. Cum te-ai îmbătat așa tare din ăștia și v-a sfârșit de poliție, mă? Stai, Olea, că nu m-am îmbătat, omule, că eram mai bar, să mor dacă te mint. Eu eram mai, am băut mai mult și am fost mai bețoc, dar n-am făcut așa ceva, mâncați ușură tot ce-am făcut acum. Bă, să fugi din gardă, mă. Am băut patru beri, de la patru beri, tu îți dai seama ce m-am făcut. Cum mă, de la patru beri să nu mai oprești pe niciun semafor, mă? Șapte semafori am apărut. Șapte semafori? Șapte semafori, că sunt oameni, că să le vezi. Stai să-ți explic, uite ce-am pățit. Ți-am zis că mai am avut 18, să mă prezint și n-am ajuns mâncață în gura ta și a fost închis. Ce m-a făcut? Ce ți-a făcut? Păi nu știu. Mă face ceva ca... Am unul trebuie să spună... Nu te-ai prezentat. Păi nu, că n-am mai ajuns. Păi nu ți-am zis să te duci. Păi m-am dus prima tură. Și m-au zis prima tură că poate să-mi dai 2 ani cu suspendare. 2 ani cu suspendare? Da. Și eu ce le-am cerut? Le-am cerut să duc pentru comună. Și au zis că am 18 în spune. Ori rămâne aceia 2 ani, ori mă lasă să duc. Eu, 2 ani cu suspendare, cam trebuie să aștept răspunsul, să-ți vină răspunsul. Da. Bă, dacă îți 2 ani cu suspendare, la următoarea tură, dacă ai făcut cea mai mică prostie, că nu mai are două pedepse cu urmă, te bagă la chemiță. M-au zis, omule, m-au zis că oricum, zic că termine, dacă mai fac greșeală, zic că termine, trec, mă pagă, zic că termine. Te bagă la chemiță.
Ce fac, dreapta, ia. Pe Olanda iară. Uite, pe Olanda am pentru permis. Nu-i bun așa. Două luni am pe Olanda și te mă duc în Olanda. No. Nu vezi? Dacă no, mă acață, le bag două luni. Asta e măcaria să ia, vreau să duc în Olanda, două mulțumiri. Mă, era bat cu mașina și nu o primă miliția după el, mă, șeptisim afară, mă, să sună miliția după ei, mă. Ce să mai opresc, frate, că... O bătă o miliția. Nu, mă, cad la pe mine, mă, băgat, mă, băgat în genunchi, mă, băgat genunchile, păcat și mă... S-o pus genunchile, da, păcat, mă, civilii, a? Și a două zile, nu știu de unde mă doar, mă, doare aici pe mine, mă, te-o julit, da? Da, mă, n-am zis, de ce mă doare aici? Eu da, de mi-e julit, a te brață, știi cum... Și când am stat și m-am gândit, stai, mă, că ăsta mă sună la perete, știi, mă, ți da. Ce-a făcut fătui unul? Ce-a făcut unul? M-a băgat pastonul în gură, fătui, mă. Da, mă, mâncața și gura ta, bă. Erai agresiv, bă, de la băutură, toate. Mă, da, fiola, mă, ieși fiola 34, a doua tură, mă, ieși 40, nu știu cât, 43, a doua tură. M-a ieșit. Ce-a făcut? Vine și m-a băgat și pe acela, ca să suflu în el. Bă, te dreacu-i pe românești, mă, să mă dă pe te să suși pula, zic, ce-i ăsta, stai baston, ce pula mea îmi dai să sufă? Da, mă, să vedea de mine, mă, gunoaile. Da, de asta ce trebuie să fost. Mai luați, mă. Da, frate. Bine, fraților, hai să gustăm și noi un pic, oprim un pic aici, mai te ne-am lăsat video. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, la care v-a plăcut, nu uitați să vă dați câte un like, să vă abonați, și dacă v-a plăcut videourile lor, o să-l mai aduc. Nu e nicio problemă. Aveți grijă. Ion, te jos-o băgat în ceară. E pe carne, Ion. Ion, e pe cărnoase. O trecut pe cărnoase. Mi-a dat de mi-a julit. Mi-a dat de mi-a julit. Aici, fiți atenți. Pe masă. Război tehnic. Mi-a dat de mi-a julit antebrațul ăsta. Da, zis, nu julit pe el. Ați auzit? Ion, e forță, frate. Doamne ajută la toată lumea. Și să aveți vizionare plăcută.